Autoritățile trebuie să penalizeze pe cuniar partidele politice care își ascund adevărații finanțator. Recomandarea vine din partea Asociației Promolex. Potrivit organizației, raportul dintre mecanismele de donare și cotizare către partidele politice nu este delimitat suficient, fapt care ar putea favoriza ascunderea donațiilor. Astfel, autoritățile ar trebui să aplice sancțiuni concrete pentru partidele care încalcă legislația electorală. Menționăm că la sfârșitul lunii martie mai multe ONG-uri s-au arătat deranjate de noi. Noile prevedere ale codului electoral și anume plafonul exagerat pentru donațiile private și ignorarea măsurilor de stimulare a partidelor politice în vederea respectării principiului egalității de gen. Societatea civilă a criticat dur prevederea cu privire la cuantumul de 0,2% stabilit pentru finanțarea partidelor politice din bugetul de stat din moment ce a fost majorat plafonul pentru donații. Astfel, de la anul viitor, partidele politice ar putea beneficia de circa 93,41 de milioane de lei, iar în 2017, a revenit aproximativ 99,68 de milioane de lei. Asta în condițiile în care costurile declarate de toate partidele în campania electorală precedentă au constituit 88,05 milioane de lei. Societatea Civilă susține că finanțarea partidelor din bugetul de stat și are rostul doar în cazul micșorării plafonului pentru donații.